Salutare, dragi vreșani, și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, nu mă așteptam să vă placă atât de mult episodul în care am jucat pe PvP Raw. Și bineînțeles că astăzi am decis să revin cu un nou case opening special, să zicem așa. Nu uitați că dacă doriți să folosiți promo codul meu, o puteți face, bineînțeles, în momentul în care vă înregistrați sau logați pe site, să zicem așa. Iar promo codul meu este acesta, să zicem așa, uite, Twister710, pe care o să-l lați în descriere. O să primiți 50 de cenți sau 50 de bănuți. Să vedem dacă astăzi o să reușesc să fac ceva profit. O să începem în forță cu cutie Vendetta. Hai să-i dăm buy now. Deci să vedem, o să-i dăm close. O să-i dăm open. Hai să vedem ce pică, fraților. Sunt foarte, foarte curios. Am început în forță cu 8000 și ceva. Mi se pare o baioneta. Bă, băiatule, baioneta era ca mamă și nu știu cum să vă spun eu vouă. Hai să avem acest deagle pe care o să-l vând, bineînțeles, pentru că n-am ce face momentan cu el. Am primit și notificare, super, super fine. Bun, hai să mergem să vedem ce cutii mai găsim. Am înțeles, sunt pe bine. 500, hai să le, o să le cer pe toate. Acum că o să reușesc, că nu o să reușesc, aia e. O să-i dăm close, ar trebui să-mi apară, să o deschidem rapid și să vedem ce reușim să facem. Doamne ajută să pice ceva frumos, că dacă nu o să ne, o să se enerveze Twister, mamă, ești de mult. Da, avem noroc astăzi, ce pot să spun, fraților, ribani, 195, o să-i dau sell, instant sell. Na, astăzi o să scoatem doar iteme mai, nu știu, mai bune, să zicem așa, tot am intenția să dau aici, nu știu de ce, 550, buy now. Și asta e de close, hai să vedem. Aș putea să le cumpăr mai multe și apoi să le deschid, dar nu, cred că nu mă râs sincer. O să deschidem și una mai scumpă, acum să vedem ce o să pice. Acest EMP, mamă, și acest USP, mamă, cum arăta USP-ul ăla. Să vedem cât e ăsta, dacă e 249, nici într-un caz. O să-i dăm instant sell și ne ducem și la următoarea open case. Hai să dăm aici la open case. Bun, avem una de 1000, hai să deschidem această cutie de 1000. O să-i dăm close și să vedem. Doamne ajută, frate, chiar sper. Eu țin momentan pumnii strâns și chiar sper din toată inima să pice ceva. N-ai timp cât de cât, ok, fratele meleu. Mamă, a picat, mamă, Icarus ăla era prea de tot. Evident, o valoare de 1300, asta o să las. O să-i dau send trade offer. O să las momentan. Please try again. Păi bun, și acum ce fac? Dacă nu se poate trimite, mi-a dat banii înapoi sau cum? Că nu înțeleg. Așa, deci dacă nu, atunci o să-i dau instanță la aia. Ce să facem? Îl vindem. Dacă nu mă lasă, nu mă lasă. Bun, hai să mergem rapid aici din nou să vedem ce cutii mai găsim. 3250 nu m-aș băga sincer, 4500 nici într-o cază. Astea sunt mai scumpe, bineînțeles. Hai să ne mai băgăm la cutie, fraților, rifle. Să vedem unde e cutia rifle, pentru că aici am avut noroc, știți, data trecută. Hai să vedem, close, mai cumpărăm una. Stai să vedem ce cutie mai avem pe aici. O să mai cumpăr, uite, o să mai cumpăr o cutie yellow. Mamă, ești de bun, mai am bani. Se duc și banii pe apa sâmbetei. Aia e ce să facem, fraților. Hai să schimbăm cutia rifle. Doamne, ăștia să mai pice un vulcan. Cum ar fi să mai pice un vulcan? Dar nu pică vulcanul ăla nici mâine. Da, nu pică. AUG-ul ăsta, care nu cred că e foarte, foarte scump. Să vedem cât e. 698, o să-i dau sell. Nu mai puțin să văd și o chestie aici, dacă la obiez, dacă totul decurge cu bine. Da, într-adevăr totul decurge cu bine. Hai să șterg și toate notificările de aici, pentru că nu-mi plac, mă enervează. Și hai să zic și cutia aia yellow, nu o să mă uit. Pentru că sunt foarte, doamne, aștept să pici un item frumos. Mamă, ești nebun, baioneta aia Phobos a picat. Să vedem dacă pot să-l extrag. Să vedem asta cât e. 1200, hai să vedem dacă mă lasă să dau send trade offer. Că momentan știți pe mine că, uite, a mers, super tare. O să primesc oricum notificare când o să, mamă, iar doar aici, când o să-mi-l trimită, să zicem așa. Bun, mai avem 4675. Hai să ne băgăm aici la o cutie EKW. Să vedem puțin aici ce ar putea să pice. O să-i dăm close. Ce cutie mai avem pe aici? Heavy. Mama asta nu, nu ne ajung banii, nu avem noi bani de asemenea chestii. Uite o cutie biz, n-am deschis până niciodată. Nu știu, cutii pe care nu le-am deschis. Uite, am văzut, am mai văzut o cutie acolo destul de interesantă. Purple graffiti, nu știu, am deschis asta, hai să dăm buy. Ok, mai avem 1275, o să cumpăr mai multe cutii și apoi o să le vând, să zicem așa. 5000 de astea, deci nu mai avem bănuți, din păcate. 700 Statrack, nu, aici nu mă bag nici într-un caz. Hai, nun, să vedem asta cum e. Ok, și mai avem 500. 75, ok, cred că o să le deschidem pe astea, fraților. E că dublu, hai să vedem dacă mai scoatem ceva. Până acum am scos doar un AVP de Jiriperino, Imperperino. Hai să vedem ce pică. Și AK-ul ăla, ce aproape de AK-ul ăla. Hai că n-a picat cea mai proastă, deci e bine. 528, o să-i dau sen, să vedem dacă mă lasă. Decide că nu am înțeles. O să-i dau sell, pentru că rip. Ok, am făcut roze niște bănuți din nou, hai să vedem aici ce mai avem noi la cutiuțe.
Open, hai să vedem la bis. Doamne, să pice un hyperbis, frate, cum ar fi? Și să nu se poți, nu-l poți scoate, cum ar fi, ar fi prea de tot. Mamă, AVP-ul ăla, cum era hyperbistul ăla, cum, mamă. Cred că e cea mai proastă, să-i dau sell pentru că n-am ce face. Bineînțeles, astăzi nu avem noroc la case opening, din păcate. Grafite, aia, bă, frate, nici un item mai bun sau ceva în genul ăsta. Rip, bănuți, rip, tot. Aoleu, măcar, uite, masterpiece-ul ăsta era prea de tot. 341, să-i dau sell. Așa deschidem cutii până mâine, hai mă. Deci, mamă, deci mai încerc la cutia aia rifle, că nu mă pot abține, sincer. Hai măcar aici să pice ceva frumos, uite și tu. Măcar Asimov, frate, mi-e cel mai prost de speaker ca din joc, ești nebun. Asta care costă 41. Aparent n-avem noroc, fraților, astăzi, din păcate n-avem noroc deloc. Hai să vedem ce notificări. Oricum o să mă uit eu dacă o să-mi vină. O să dau, am dat close și o să mai mergem aici la open case și să vedem puțin. 1700, să vedem dacă avem ceva la 1500. 1000, tot cu neon. Deci 1500 sau ceva în genul ăsta, 1350, 1500, avem aici un Reaper, hai să deschidem acest Reaper, da, aici o să pice, cred că cea mai proastă. Ok, hai să deschidem, mamă, și aici dacă nu pică ceva bun, o să-mi dau mare kill la viață. Bine, glumesc acum, dar vă dați seama. Mamă, carambitul ăla, vai de cap, mare daună ce mi-a luat, ești nebun. Hai să vedem cât costă, 122 sell, la 300 cred că nu mai avem cutie, deci aparent astăzi s-a dus banii pe apa sâmbetei. Gata, nu o să mai joc în viața mea pe site-ul ăsta, dar nu-i problemă, oricum 326, acum ne vom băga la câteva cutii, uite 50. Uite Shadow, îți dai un buy, close, și mai cumpărăm aici, da, uite cumpărăm și una de asta. Cum ar fi să pige aici ceva bun? Nu, prea cred, dar na. Cumpărăm și o cutie Amazon. Hai să vedem. Hai să vedem aici la cutia asta Amazon ce ar putea să pice, să zicem așa. Bun, hai să vedem. Ce ar putea să pice aici? Dacă pică Redline, nu, mamă, da. Uite Redline, uite Redline-ul, bă, băiatul, mie nu-mi dă Redline, uite. 7, lol. Instant sell, hai să dăm open din nou, să dăm X. Avem aici ceva, dar o să ne uităm imediat ceva la cadou sau ceva în genul ăsta, uite-te și tu, mamă, cartelul ăla, dacă pica voi băiatule, dar nu vrea, nu pică efectiv, nu pică nimic, a 7, lol, băi băiatule, deci ăștia își bat joc din mine, hai să vedem ce avem aici, you have inventory, ok, deci mi l-a dat, e în inventarul meu practic, aici să vedem notificări, o să-i dăm delete all, hai să mergem la open cases, și să deschidem și cutia asta, avem 190, bă frate, dar măcar să pice un item roșu, nu contează, dar să fie roșu, bă, asta e dorința mea, să zicem așa, uite, deci tu, dă, mamă, am înțeles, ok, o să-i dau sell, nu am dat nimic, n-am scos bun, ești nebun la cap, ok, și mai avem 197, nu, tot cutii de 50 o să deschid, că altceva nu am ce să fac, zice, să filmăm deja de 8 minute, ești nebun, de 8 minute deschidem tot în continuu cutii, o să uite că avem 100, doar acum, cutii de 100, doar acum am observat, ok, și o să deschidem, o să mai cumpăr eventual două, dacă aici nu mai am bănuți, o să mai deschid o cutie Shadow, și aia e, ce o fi, din păcate, astăzi nu a fost ziua norocoasă, stai că știu că site-ul are pareză. Am uitat că site-ul are pareză, dar e partea a doua. A, deci nu mi-ajung, am înțeles. Bun, hai să deschidem rapid cutiile astea. Uite, începem cu asta, Shadow. Cea mai proastă, că poate mai cumpărăm una de 50, nu știu, vedem. Oricum, am deschis destul de multe cutii, să zicem așa. Uite, deci tu trece pe lângă Redline, se oprește la AUG, pentru că, mamă, AUG-ul e blană, e genial, e prea genial la AUG, nu știu. Hai să vedem aici la Heavy. Deci încă o dată, dacă doriți să folosiți promo codul meu, puteți să o faceți, uite, deci tu, îmi dă ce mai prost, nici măcar neghebul ăla bun sau magul, îmi dă ce mai proastă armă, am înțeles. 37, ok, instant sell, hai să mergem aici la PvP, da, cred că o să punem capăt acestui episod aici, că deja devine enervant și monoton să tot deschid cutii de 50, hai să dăm puțin la Amazon, că am văzut că aici facem profit, frate, în loc de cât, hai să vedem ce ar putea să pice, până ne irosim toți banii, pentru că da, ce să faci? Imaginația twisterului. Măcar dacă ar fi 9, dai 7, fii atent că nu... Câte 7, tocmai ce spuneam, eu le știu prețurile prea de rost, 48, nu mai putem deschide. Fraților, cam asta a fost episodul, mergem rapid aici la Steam să vedem dacă mi-a venit notificarea. Să vedem puțin aici pe la Steam. Nu mi-a venit nicio notificare, lol. De ce nu mă lasă? Deci, you have... Stand trade off, ia să nu mă lasă să... Da, nici măcar nu mă lasă să deschid, ești nebun. Nici AVP-ul nu mă lasă. Și n-am primit, aolo, ce rage îmi dau eu acum, fraților, gata, mai deschidem niște cutii că nu mai pot. 1347, ia să vedem ce cutii avem noi de 1000, așa că de final de episod. Hai că poate aici o să avem noroc maxim. 1300,
Ia să vedem, 2000, 1500, 1350, 1347, bă, e imposibil, mai deschidem o cutie neon, că nu mă pot abține. Hai să dăm close și să o deschidem, că aia e. Nu mai pot. E imposibil că țin pumnii strânși, ai măcar să pice ceva bun. Mie îmi dă deagle, bă, băiatul, mie îmi dă deagle, de că... Oh, nu. 430, lol. Ok, atunci avem 777 cutie de 500. Hai că deschidem astăzi cutie, deci până mâine deschidem cutie, ești de bun. 450, 550. Hai să scriem, uite, asta, nu știu dacă am deschis-o, habar n-am. 227. Hai să vedem. F5. Ok, hai să dăm așa. Hai, bă, băiatule, că nu mă pot abține. Am văzut și eu ăla. Uite ce anticos fire. Uite, mie dă Deagle-ul, trece pe lângă AK. Doamne, ajută. Măcar să... Mamă, am înțeles. Nu, no, gata, dar aici nu mai pot, fraților. 300. Cu 300 nu mai avem ce să facem, nu? Nu cred că sunt cutii aici la 300. Doom. 20.000. 500, 500, 600, 900. Nu cred că mai sunt aici cutii, doar 600, da. În mare parte, cam asta a fost și episodul, fraților. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să-l vizionați. A fost un episod destul de lung, dar în același timp și destul de interesant. Hai să mai scriem eventual ceva hibi, fratele meu. Ce nasol e când ai ghinion, frate. Uite, 3 cutii de genul deschidem. Ce o să pice, o să pice. Dar spuneți că din cele 3 cutii o să am noroc și eu să îmi pice, nu știu, zic și eu. Ceva bun. Ok, hai să deschidem așa, bui. Close și na, vedem. Open. Spune o dată să verific dacă filmează și OBS-ul. De 11 minute filmăm, fratele meu, ești de bun la cap. Nu, uite, deci nu. Tocmai ce spuneam. Tocmai ce spuneam. Sell. Ok, hai să vedem. Oare poți să le deschid, să deschid mai multe odată? Uite și cum stă Nova. Uite, deci tu gen de bă, băiatule, gen, what the fuck, lol. Nu pot să cred că nu am atâta ghinion astăzi. Astăzi avem ghinion maxim la case opening. Nu, glumă, fraților. Deci avem ghinion maxim la case opening. Deci astăzi am deschis la cutii de naspoar. Deci nebun și nimica nu pică bun. Uite, abia acum pică magul, dacă la care bănuiesc că e foarte ieftin. 227. O să-i dau send ăsta, să, că da, eu sunt mare jucător cu magul. Cam asta a fost episodul, nu uitați să folosiți promo codul meu dacă, în caz că doriți Twister710 și noi ne vom auzi data viitoare. Ciao! Pa, pa!